Bună seara! Vă rog să vă prezentați și să descrieți problema. Locuiți la... Anastasia, locuim în Durlești, strada Carpușa. Aici am procurat apartamentul prin proiectul Prima Casă. În 2018 am mers la... Să vedem, de pe anunț, am văzut... Oferta? Da, oferta, ne-am uitat, asta a fost în noiembrie 2018. Aproape 5 ani în urmă. Ce se întâmplă între timp? Ați cumpărat apartamentul și nu-i ceea ce scria în anunț sau care e problema? Apartamentul l-am procurat, l-am ales, l-am acceptat așa din cauza că avea metrajul cât de posibil după banii care mi-i acordau banca, metrajul cât de cât era mai mare, ca să, fiindcă datorită faptului că suntem cu 7 copii, la moment erau 6 atunci, am acceptat. Este un apartament la demisol, la care în jurul nu știu cum, blocului sau e casă? Da, în jurul blocului, nu chiar de jur împrejur, dar partea laterală a apartamentului. Din afară era începută construcția de către fondator, de către persoana care a construit casa. O anexă ceva. Totodată dumnealui este și, adică de la el am procurat și apartamentul dat. El a început să facă o, nu știu, cum ne-a spus el, este o ramă, o carcasă din profil de metal aranjat pentru ca ulterior, el avea și sticla deja, ca ulterior să-l pui... acoperiș, să facă ce? O bucătărie de vară ceva acolo, nu? Anexă la apartament, o verandă. E protejată, cum a spus el, eu am început, voi cumpărați sau nu cumpărați, oricum o să fie făcut până la capăt pentru a proteja pereții de ploi și ninsori, fiindcă aici e posibil să fie umezeală. Noi ne-am uitat că nu este la momentul acela umezeală, datorită faptului că terminăm construcția asta, o să fie și mai bine izolat de ploi, de umezeală. Și n-a fost așa. Ce s-a întâmplat? Deci, noi am făcut totuși contract de vânzare-cumpărare. În ianuarie, blocul dat se afla în gestiunea fondatorului, da? El încă nu era dat în gestiunea unui... O persoană privată sau o companie privată? Sau de stat? Cine e fondator? Persoană. O persoană. Da, el a construit, a cumpărat lot, a construit casă, așa știu eu, nu știu. Nu am intrat în esență mai mult. După asta, peste câtva timp s-au început... Noi pentru a ne asigura, în primul rând ce am făcut, pentru a ne asigura am cerut printr-o cerere să ne dea permisiunea, da? Ca să avem ceva dacă noi facem până la urmă. Dumnealui mi-a dat și sticla, a spus că deja este pe mărimile date, voi procurați doar profilul de plastic, da? Cum îi spunem? Păi permisiune de la cine? De la el care deține restul blocului? Da. Da, el, fondatorul, care a construit. Da. Noi am venit către el cu o cerere, către firma lui, da? Oficial ne-a dat permisiunea, după care peste 3 luni sau nu, orientativ, nu știu cât timp, el a dat în gestiune, deja trebuia să dea în gestiune la o asociație, blocul. Ca să fie de servit, deja ca să fie control mai departe. Asociații de locatari din care faceți parte și noastră, nu? Da, la moment. El a vândut toate apartamentele și nu mai e proprietar, sunt alți oameni care dețin... Da. Toate apartamentele, inclusiv de amisolul. Corect. Și? Doamna administratoare, în tot acest timp, ei locuia tot în blocul dat, administratoarea asociației. Locuia tot, avea apartament în blocul dat, blocul nostru. Blocul nostru este format din 14 apartamente, adică nu atât de mult. 12 okay. și 2 la demisol. În tot acest timp cât s-a construit, cât dumnealui a făcut apartament din demisol, din subsolul, dacă spunem așa, a blocului, a făcut carcasa asta de metal, da? Și s-a pregătit pentru a fi înconjurat, pentru a construi în continuare. Toate lucrurile astea se petreceau în vederea ei, da? Adică și a ei și a tuturor locatarilor. Niciodată nu a venit către noi cu, nu știu, un dezacord, da? Sau ceva care, uite, nu place, ce faceți, noi nu suntem de acord. După ce am primit permisiunea de la persoana dată, de la fondator, noi am mai mers, fiind apartamentul dat pus în gaj, dacă am luat în ipotecă, mă rog, prin Prima Casă. Nu este al nostru, da? Este al Ministerului Finanțelor și a băncii. Așa știu, așa am înțeles eu din asta. Vă dă un credit acolo ca să, da, să luați casa. Da. Mm-hmm. Dumnealor sunt persoanele care, nu știu, proprietarii, da? De fapt. Noi am mers către ei. A doilea pas care l-am făcut, am mers la toți locatarii din bloc, soțul împreună, și am cerut acord sau dezacord, da? Cu construcția dată, cu anexa dată. Este o anexă nu capitală, nu deasupra, cum este pus, nu știu, în jurul blocului, are acolo un metru. Trotuarul acela? Da, da, așa. Trotuarul ăsta este chiar deasupra instalată. Deci nu încurcă nimănui. Nu încurca până la un moment. Păi cine se împotrivește? Uitați-vă. Noi, din 14 locatari, 10 au dat acordul. Și legea ce spune? Trebuie să aveți acordul tuturor? Nu. Cum am înțeles, legea permite chiar jumătate dacă sunt de acord. Deci, de ce nu construiți? Am găsit. Noi am făcut. După ce am mai chemat și de la reprezentanții de la Odim și bancă, dumnealor au venit, au văzut care e situația și ne-au dat și ei permisiunea ca, da, să nu merge în dezavantaj apartamentului, dar în avantaj. Nu au fost împotrivă nici ei, fiind apartamentul, cum s-ar spune, al lor, al nostru, să fie când soțul va împlini 63 de ani. Deci până la urmă ați construit sau nu? Până la urmă noi am construit. Nu au fost probleme, decât, nu știu, de chestii, după ce era deja, după ce am instalat ușa, fiindcă mult timp noi ușa n-am instalat, noi am vrut să fie așa, doar acoperit. Dar ne-am trezit într-o dimineață cu, de fapt nu noi, dar copiii, dimineața s-au trezit cu o persoană băută în capăt la toată veranda asta, cu sticle de bere, șocați, am decis totuși instalăm ușa. După, nu știu, o perioadă de câteva luni, persoana asta, administratoarea blocului, administratoarea asociației, nu este doar a blocului, dar în asociație intră 3 blocuri locative care sunt chiar în vecinătate. Suntem ca într-o curte, da? Dumneiei a început bătaia asta de joc față de noi, adică de noi, de familia noastră. Păi în ce fel? Eu vă spun cinstit, avem, nu știu, o mapă întreagă prin ce modul ei își bătea joc de noi. Fiindcă eu am decis la un moment dat fiecare încălcare legislației, care eu consider încălcare, să fie înregistrată la poliție. Va lua decizie pro sau contra, nu mă interesa. Mă interesa să fie înregistrat cazul, ca dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva mai rău, să fie măcar să fim justificați. Uite, noi ne-am adresat, am apelat la ajutor. Da, asociația ce nu are adunări anuale sau odată la 2 ani conform statutului și conform legii, acolo nu puteți să votați, o schimbați persoana aceea. Din 14 oameni aveți un vot puternic. Dacă 10 oameni au semnat pentru dumneavoastră, cred că ar putea să vă susțină și la o adunare generală a asociației cele și schimbați administratoare. Domnule Oleg, noi suntem în asociații mult mai mulți decât 14, adică suntem 3 blocuri locative. A, deci nu numai un bloc. Un bloc, 3 blocuri locative. Noi suntem cel mai mic bloc. Dar restul, uitați-vă, 4 ani de zile, fix noi, 4 ani și ceva, da? Noi locuim aici, nu a fost nici măcar, nu știu, informații despre o oarecare adunare. Nu mai zic adunare generală, la care noi am solicitat. O plângere la Ministerul Justiției, el veghează ca ONG-urile să activeze conform legii. Să le dea o somație, să-i oblege să facă adunări generale sau să desființeze asociația și fondați alta. Noi am încercat a strânge semnături doar pentru semnături de la locatari din tot condominiul, doar pentru ca să facem adunare, da? Să organizăm o adunare, doar pentru asta. Conform legii, e obligată și conform statutului. Aveți statutul la îndemână undeva, scrie acolo, o dată pe an sau de 2 ani trebuie să aibă loc adunare generală? Obligator, sigur. Care se petrece în jurul, în terenul adiacent, da? Oricare schimbare, oricare reparație capitală, toate este trebuie numai decât printr-o decizie a Consiliului, probabil, are adunare. Este numai decât adunarea generală să fie, dacă este vorba de o oarecare schimbare. Așa am citit. Deci o majoritate. Așa ați decis prin statut, sigur. Mai ales că acum pe internet se poate face adunare generală online și poate participa oricine, nu numai decât să vă adunați toți în curtea blocului. 2 ani de zile ne-a justificat chestia asta cu faptul că este COVID. Era pandemie, da, nu puteam să ne adunăm prea des. Toate că eu am mers personal și am sunat și am mers la inspectorat, nu la inspectorat, dar la sector la noi. Am întrebat, este posibil, ne permiteți măcar blocul nostru, câțiva oameni, pentru a ne justifica că nu este ilegală construcția, că ea tot striga în gura mare, ea merge pe drum, vă spun, merge pe drum și strigă. Ați furat din terenul public, ați furat. Dar niciodată nu a venit la noi să-mi spui, uite, spuneți ce acte aveți voi? Sau prin ce acte voi ați construit? Cu ce permisiune voi ați făcut? Acei 2-3 metri pătrați de trotuar e fix cota parte a voastră din terenul aferent construcției, blocului. Adică nu aveți cum să furați. Dar oricum, dacă furați, de ce nu vă dăm judecată? Da, păi asta și... Dar poliția ce a zis până acum dacă v-ați plâns de hărțuirea ei? N-a amendat-o niciodată, nu i-a trecut cheful să vă... Niciodată nu am fost amendată, niciodată nu am fost... Cum am înțeles pe parcursul anilor că sectorista care este la moment, până acum au fost doar dumneiei, ea este în cărdășie cu ei. Asta e deja, nu știu... Suntem și noi 2 ofițeri de poliție. Eu, dar mulți ani la rând, în concept de îngrijire a copilului. Dar soțul deja la pensie. Vă spunem cinstit, tot parcursul activității... Ați lucrat în poliție amândoi? Da. Oho! Deci știți legile, știți să vă apărați. Și actuala sectoristă e complice cu femeia asta. Bun, și de la mediatizare ce așteptați? Credeți că o să-i se facă rușine sau că o să reacționeze ceilalți locatari sau că o să reacționeze ministrul de interne, șeful inspectoratului general de poliție? Cine credeți că ar trebui să reacționeze la plângerea noastră? Să nu vă mai hărțuiască. Uitați-vă, Au fost caz când mi-au dat copilul jos de pe scrinciu, de pe leagăn. Pedepsesc copilul pentru că sunt nemulțumiți de părinți, da? Motivând că nu avem dreptul să ne primăm prin curtea lor, fiindcă este curtea blocului lor. Nu este îngrădită. Unde scrie, este zonă privată sau ceva, da? Care, dar este un drum unde toată lumea deja... Da, e de utilitate publică, e de acces public. Și intrarea dumneavoastră pe care ați îngrădit-o cu veranda e privată, e numai dumneavoastră, nu e și intrarea altora. Nu, este doar intrarea noastră. Păi, în start era intrarea parte. Și ce roade invidie, ce naiba are? S-a așteptat să vă puneți în genunchi în fața ei, să vă rugați de ea să vă permite sau ce a vrut? Noi mergând cu semnăturile atunci la toți la Cătari, am fost inclusiv și la dumneiei. Ea a spus următoarele cuvinte. Dacă voi vreți, în primul rând, nu a dat acordul categoric, i-am spus că eu nu semnez nimic. Dar să știți că dacă vreți ceva, trebuie și să dați ceva. La care noi nu am fost de acord cu, nici nu am intrat în detalii, da? S-a întors spatele și până în caz, ea doar și întoarce spatele. Când vrem să discutăm ceva, calm, liniștit, noi am vrut întotdeauna o adunare, ca să ne exprimăm în fața tuturor. Da? Nu poți cu fiecare parte să vorbești. Am încercat și cu fiecare parte. Adică, mă rog... Dar citiți statutul și acolo în statut sigur scrie că adunarea generală poate fi convocată nu doar de președinte, dar eu știu, de consiliu, de cineva, de o jumătate din membri și tot așa. Sunt variante prin care se poate cere convocarea adunării generale. Și neapărat trebuie să sesizați și Ministerul Justiției. Noi am încercat. Înțelegeți, nu știu, tot lipsa de timp cu copiii ocupată. Nu. Am strâns semnăturile, dar asta a fost 2 ani în urmă când m-am ocupat. După asta am avut alte probleme. Păi și semnăturile cele unde? Cui le-ați prezentat? Că oamenii, membrii asociației vor adunare generală. Președintei? Nu am prezentat nimănui. A rămas așa. Doar le aveți. Am transmis la altă persoană să strângă din alt bloc semnături și tot așa să... S-a stopat chestia asta. Da. Am avut foarte multe probleme. Cea mai mare problemă este faptul că anume dumneiei organizează, dacă nu în fiecare seară, dar peste o seară, două, organizează băuturi. În curtea ea este organizatorul. Nu este persoana care, un administrator, ce ar trebui să facă? Ar trebui să păstreze liniștea, da? Nu mai zic că... Bine, dar seara cât de târziu? Că ai și dreptul să chefuiești, nu cred că e interzis prin lege. Dacă după ora 10, atunci da, e tulburarea liniștii, da. Au fost cazuri și după 12. Și ați sesizat poliția și n-a făcut nimic. Niciodată nu. Aveți documentat fotografii, video, martori? Au fost sancționați alte persoane care erau... Dar dumneavoastră niciodată. Măcar dacă sancționează pe alții, măcar rămâne fără părtaș. Tot e bun. Da, dar părtașii s-au înmulțit deja. Ei sunt cu mătri. Da. Ei nu știu. Așa e un deja. M-aș mira să aflu că candidează la vreo funcție în Consiliul Local Durlești, în Consiliul Municipal. La câtă susținere are și fler în convingerea oamenilor cu grătare și cu chefuri. Nu vă pot reda. Nu știu. Ne vine cu baxul. Lucrează la organizația asta, Kaufland, magazinul ăsta. Vine cu baxurile pline de băutură. Noi deja știm că dacă ne treci pe aici cu căldările, cu carne pentru frigărui și asta înseamnă că este bal de seară. Trebuie să stăm, știți, că nu o să mai dormim calm. Bine, asta e altceva. Faptul că toate bețiile astea au adus la un caz foarte urât pentru familia noastră. Tot susținut de dânsa bețiile astea, 1 an jumate în urmă, am mers la maternitate să dau naștere fetiței, mezinii, soțul a rămas singur acasă cu ceilalți copii. Ieșind în curte, afară, el să supraveghea copiii, dar stătea în față, adică și nu s-a dus în partea lor unde serveau, stăteau acolo. Stătea în fața ușii, cum am spus, ușa separată, încă la bloc, supravegheau copiii care se jucau cu diferite trotinete, biciclete, la care persoanele deja erau beți, criță. Unul din ei s-a apropiat de soț, îi spune, schimbă-ți racursul, vezi ca să schimb racursul la cameră, ceva de genul ăsta, crezând că el îi filmează pe ei. Și tot motivând că în permanent soțul îi filmează sau motivând chestia asta, a început să-l înjure, atunci să-l... nu știu, agățarea asta, știți cum, de la nimic, așa. Și a trecut mai departe. După asta, soțul a făcut apel la poliție, a spus că este problema din cauza că stau și servesc, unul s-a legat de mine, m-a numit cuvinte incenzurate. Ei, auzind că a fost chemare la poliție, noi nu știam cum am aflat chestia asta, altcineva s-a pornit spre soț, să discute. Vine să discutăm bărbătește, știți cum se întâmplă chestia asta. Soțul spune, nu pot, sunt cu copiii, haide să lăsăm pe altă dată. Nu, vine încolo, tras de mâini, din spate vine altul să-l lovească. Fratele lui ăsta, mai scurt, s-a primit soțul având la el sprayul ăsta lacrimogen, s-a apărat, a intrat copiii în casă, tot a mai făcut apel la poliție, nu a mai gândit nimeni, nu l-a căutat pe soț nimeni, deja era a patrulea apel. Asta tot mie mi-a povestit și soțul și copilul meu de la moment avea 12 ani atunci. Și când se întâmplă asta? Poftim? Când se întâmplă asta? Momentul ăsta când a fost? Da. Un an, doi în urmă, când s-a născut? Asta a fost în mai anul trecut, pe 1-2 mai. Deci aproape un an jumate. Și de atunci nimeni n-a fost pedepsit pentru fapta asta? Nimic, absolut. Și nici n-a venit poliția la fața locului? Poliția, uitați-vă care a fost cazul. După asta, soțul a intrat... În astfel de cazuri sună la 112, nu trebuie să contezi pe sectoristă. Da, noi doar 112 am sunat, adică soțul a sunat și feciorul. A implorat asta în alt caz, atunci vă spun. La orele 12 de noapte, deja soțul culcase toți copiii. În aceeași zi? În aceeași zi. La discuția bărbătească a fost cu bătaie sau cu intenție de bătaie? Intenție de bătaie și când... Și el s-a apărat cu spray, ok. Da. A luat copii, a intrat în casă, a apelat la poliție și a anunțat cazul, s-a întâmplat și dacă este posibil, totuși să vină cineva la fața locului. Acolo spuneau că el totuși a venit, poliția vine sau a venit, noi n-am mai înțeles atât. La ora 12 noapte, soțul privea televizorul, s-aud bătăie în ușă. Cele trei persoane care ziua s-au agățat de el, au venit clarifici, cum spuneau ei, bărbătește, tot așa, băteau cu picioarele și cu pumnii în ușă, strigau, numeau, urât, beți. Au lăcrimat câteva ceasuri și le-ai revenit vederea. Nu, foarte repede și-o revenit. Copiii s-au trezit. Au început a plânge, au ieșit toți în verandă, soțul a ieșit, nu știa ce să facă, ei puteau să rupă ușa, soțul în casă cu 5 copii, vă dați seama starea. Nimic putea să mă sune, că eram chiar în momentul trabalului, mă scuzați. apelat din nou la poliție, stând cu arma în mână, spune, dacă nu... Vă liniștiți? Trag. I-a anunțat, nu, i-a anunțat la, pe, în apelul ăsta la 112, i-a anunțat că în cazul când, dacă sparg ușa și pătrund în încăpere, eu trag. Eu mă apăr pe mine și copiii mei. Da, avea arma din dotare ca polițist sau are arma personală? Legal, întreținut. Okay. Pentru apărare. Da. Și a tras? Nu, nu a tras, nu a fost cazul. Dumnealor au auzit, persoanele date au auzit în momentul ăsta. Cred că asta și-a fost scopul special să audă, ca să-și dai seama, uite, nu faci mai multe acțiuni, că deja aici ați trecut limita posibilă. Noi, la tot cazul ăsta, avem probe video, vizual, soțul i-a văzut, feciorul mai mare i-a văzut. Și nici atunci n-a venit poliția? Poliția a venit. În sfârșit. Da, ulterior au spus că nu l-au găsit, n-au găsit pe nimeni absolut, n-au văzut pe nicio persoană afară, așa i-au comunicat soțului. Am mers în... Noi, după cazul ăsta, am mers și am luat, ca să înțelegi, toată curtea și blocurile. Supravegheate video. Sunt supravegheate video. Eu nu înțeleg și scopul lor să cauti, da, careva probleme sau că te filmează când tu stai și servești băuturi alcoolice și în fața ta chiar stă camera sus. Chiar deasupra locșorului care și l-au organizat, noi spunem berării, că altfel nu poți să-i spui, nu-i teren de joacă acela deja. Stă camera în fața lor. Deci ar fi probe, dar poliția nu le adună sau sunt la dosar? Noi am luat tot, am strâns toate probele, le-am transmis, ei spun tot că toate sunt, nu sunt directe probele, mai scurt. De ce? Nu se văd fețele lor, se văd numai siluete sau ce? Da, la momentul când bat în ușă se văd doar siluete. Așa au decis ei, mai pe scurt. Și-au clasat dosarul? Da. Noi, la moment, suntem la curtea de apel cu, nu știu, cred că... Ați contestat ordonanța de încetare a urmăririi penale, da? Da. Și cât e ședința la apel? Aici procurorul a făcut tare multe gafe, dar nu s-a considerat nici el ca mai scurt. Nimeni nu a fost, doar unica cine a fost sancționat. Echipajele de poliție care toți au venit la fața locului. Noi deja am aflat asta din cameră de supraveghere. Ei au venit. Au venit la momentul primului incident sau după miezul nopții? Nu, au venit la primele două chemări ziua. Au fost până la ei la masă. Nu l-a căutat. Problema este că nu l-a căutat, doar el a sunat. Da? El a exact. Copilul a apelat poliție. Trebuiau să-i caute pe ei sau se vede doar cum s-a apropie de masă și merg mai departe și caută. Deci pentru neglijența asta au fost pedepsiți? Da, pedepsiți toți. Cum? Disciplinar, administrativ? Nu, nu cunosc. Ne informează doar că a fost aplicate, nu știu... Și când e ședința la Curtea de Apel, ziceți, pe dosarul ăsta? Pe data de 16, mi se pare. Acum în octombrie? Da. Și acolo decizia e definitivă și eventual vă puteți plânge la CEDO după asta? Da, posibil. După cazul și în tot acest timp, administratoarea ca tare, ea și este centrul ăsta care e, nu știu, îi răiește, da? Toți împotriva noastră. Motivul niciodată nu a venit să ne-l spună în față. Uite, asta nu e bine, asta nu faci corect. Dar nici nu a venit niciodată să întreb, dar cum vă trăiți aici? Cum? Tot e bine, nu aveți careva doleanță sau ceva, de asta nici nu mai merge vorba. Dar ea acum e administratoare autodeclarată, impostoare. Trebuie neapărat să insistați pe rechemarea ei din funcție. La o adunare generală... Administrator era soțul ei. Ea a avut funcția dată prin moștenire. El a ăsta, așa s-a primit în perioada asta când noi am procurat apartamentul, atunci el a decedat și ea nici nu am văzut pe noi. Și fiindcă asta tot ne povestesc locatarii care sunt contra. Dar unicul moment este negativ, ei se tem. Toți care sunt contra vorbesc, se tem de ea. Dar asta e uzurpare de funcție, de ștampilă. Ea n-are nici drept de ștampilă la asociația aceea. Trebuie chiar o plângere penală să-i faceți. Noi nu știm. Asociația aceea trebuie eventual dizolvată sau, nu știu, obligată să facă adunare generală. Cum puteți să rămâneți așa pe mâna unei impostoare, care nici măcar n-a fost aleasă niciodată? La moment, care este problema? Deja ea a decis să ne izoleze, să-și izoleze, cum spune ea, blocul, un bloc, da? Terenul unui bloc, să-l izoleze cu un gard din plasă, dar instalați colonii în beton, să spunem. Nu este pur și simplu un gard din plasă, dar capital. Culmea este faptul că ei trece acest gard prin fața ușii noastre. Noi astăzi s-au pus chiar pelonii din în stânga și dreapta ușii, care dacă treci plasă, deja când îi pune pe toți și o să întindă plasă, noi nu o să putem ieși din casă. Am chemat poliția. Se pasă chiar faptă penală, că se cheamă privare de libertate, nu? Că n-ai dreptul să intri în locuința proprie. Ați chemat poliția și iar n-a venit? A venit poliția. Au spus că au toate actele în regulă și este... Dar noi am întrebat, dar nu a fost nici o adunare. Sunt poliție incompetentă. Iar la 112 a venit echipaj din ăsta de urgență? Eu am solicitat, ieri au început lucrările, eu am solicitat poliția 112. A trecut o oră și nu a venit nimeni. Pentru că nu e o urgență în cazul ăsta, na, da. Dar ei, văzând că eu am apelat la poliție, au sunat-o repede pe sectorista care e încărdășit cu ei. Ea a venit în 5 minute. În 5 minute a venit. Zic, doamnă polițistă, eu când vă chem pe dumneavoastră, când se întâmplă toate cazurile astea, că sunt nenumărate, sunt foarte multe, care își bătaie de joc cu încălcarea legislației și cu toate cele. Zic, eu vă chem și dumneavoastră nu veniți. Bine, nu... Dar plângeri pe polițista asta n-ați scris, că dumneavoastră știți cum e cu ierarhia acolo. În mod sigur puteți să vă plângeți șefilor ei din inspectoratul orășănesc. La șeful inspectoratului. M-a pus și la dumnealui. I-am spus, i-am explicat, măcar nu-i dați la examinare materialele, dați în alt sector sau dați la alt sectorist. Este conflict de interes. Cerere de recuzare am scris deja nu știu de câte ori. Niciodată nu a fost luat în considerație faptul ăsta. Eu nu știu din ce cauză. Dar ultima informație care am primit-o acum când m-am dus să mă interesez despre gardul dat, cât de legal este el, fiindcă nu a fost nicio adunare generală, ca să iei decizia în privința la un gard oarecare, că am întrebat chiar și locatarii din blocul lor. I-am întrebat, uitați-vă, voi, selectiv, da? Cum selectiv? La întâmplare, da. Da. Care îi cunoașteți. Da. Zic, uite, tu știi despre, ai fost parte la vreo adunare generală? La măcar careva adunare sau măcar informată despre adunare? Nu. 4-5 persoane, eu personal i-am întrebat din blocul dat care și grădesc teritoriul. Nici nu cunosc de așa ceva. Și sau... Samăvolnicie, luați un clește, costă 30 de lei, cred că, cu care stai plasa de sârmă, ușor. Și o femeie și un copil poate stai plasă de sârmă. Și lasă să-și pună fiecare zi plasă de sârmă și de fiecare dată chemați poliția și poliția de față tăieți ca să aveți acces la casă, la locuință. Ei spun că acolo este teritoriul lor deja. Noi nu avem voie, ei vor să ne îngrădească, să nu mai călcăm noi pe teritoriul blocului dat. Dacă noi suntem într-o asociație a condominiului, cum am înțeles eu, blocurile au terenurile lor aparte. Exact, teren aferent. Care terenul nostru este aparține tuturor locatarilor. Terenul blocului și folosit nostru, în comun. Da, dar este foarte mic terenul blocului nostru și merge chiar se termină în drept cu ușa. De trotuarul, da. Da, dar drumurile de acces nu pot să fie îngrădite de nimeni. Nici de stat, nici de privat, nici de condomeniu, nici de poliție. Nimeni nu poate să îngrădească drumurile de acces. Căile de acces sunt Sfânta Sfintelor. Într-adevăr, dacă se întâmplă ceva, drum de acces la blocul nostru nu va mai fi. Nu va fi. Eu o să pună barieră și o să pună tarife acolo de intrare și de ieșire. Eu am explicat la primărie lucrul ăsta. Dumnealor la Durlești sau la capitală? La Durlești. Dumnealor au spus că ei nu au emis nicio decizie, nicio permisiune ca să instaleze gard. Însă, astăzi când a venit, a doua oară am chemat poliția. Deja persoanele care instalau gardul au ieșit cu mătri de administratoare date, au ieșit cu niște acte și le-au arătat la polițiști. Dumnealor mi-a spus că ei au permisiune și este, spuneți vă rog, eu am fost astăzi, săptămâna asta, am fost la primarul interimar. Zic, spuneți, și el mi-a spus, el cu gura lui, că nu este nimic pe nicio decizie. Ce fel de decizie dumneavoastră ați văzut? Eu spus că au văzut o hotărâre, o permisiune, nu știu, n-am mai înțeles. Orice șantier trebuie să aibă panou informativ de șantier, ce autorizație, din ce dată, până când e valabil, de cine e eliberată. Dacă nu are șantierul un astfel de panou, e ilegal. Sesizați și inspecția în construcții. Și... chestia asta. Normal că n-ați văzut, că dacă e ilegal, nimeni n-a dat autorizație. Ei au considerat că voi faceți-vă lucrările mai departe, așa le-au spus. Polițiști incompetenți. Plângere mai sus la IGP, la Ministerul de Interne. Au spus că dacă sunteți în moment, nu cunoașteți dumneavoastră, faceți cerere. Noi deja am scris cerere când am fost informată luni că o să fie gard pe fața ușii noastre. De câte administratoare dată, m-a văzut pe drum și m-a informat. Zic, bine. Eu m-am dus a doua zi la primărie și am întrebat, este o oarecare decizie sau aveți ceva, este ceva pe gardul ăsta? Mi s-a spus că nu este nimic. A treia zi, deja ei au început a instala gardul. Am mers, am chemat poliția. A venit și sectorista. A spus că e tot ok, ei au dreptul să lucrez mai departe. Nimeni nu ne arată nimic, nu ne spune nimic, cu ce drept, cu ce... Îl întreb pe polițistul de azi. Spuneți, vă rog, cine a semnat actul ăsta care spune că le permite lor, da? Care vă dovedește vouă că ei au dreptul să margă... Actul acela nu trebuie să fie secret, trebuie să vi-l dea și dumneavoastră, nu numai la sectorista. Nu, ei stăteau cu ei așa ascunsă, Este comportament de mafie, nu de președinte de asociație. Comportament mafios, asta nu-i stat de drept să funcționeze legea, normele pentru toată lumea. E strigător la cer. Mă bucur că aveți încredere și vorbiți la cameră, dar trebuia de mult să faceți chestia asta. Într-adevăr, foarte mult am răbdat. Foarte mult am răbdat. Cumpărați-vă un clește de sârmă și purtați-l în poșetă. Când o să trebuia să ieșiți sau să intrați, dacă găsiți gard, îl tăiați după ce ați chemat poliția să vă vină ca martor. Poate chiar și sectorista. Când n-aveți acces. Și neapărat rugați pe cineva să filmeze asta. Sau dumneavoastră filmați selfie. Și noi publicăm. Să vedem cum își bate joc poliția de sector, primăria și toată lumea. Și asociația cei trebuie neapărat lichidată și schimbată conducerea. E bătaie de joc. Din câte îmi spuneți dumneavoastră, pare fantomă, nu asociație. Dacă a fost uzurpată de soția fostului președinte, asta nu e asociație, e o bătaie de joc, e o parodie, e o caricatură. Iată, oamenii competenți, oamenii care înțeleg cât de cât în legislație, așa spun, dar ei nu fac nimic, nici nu ne susțin cu careva, nu știu, atunci ne-am semnat câțiva, acum deja, nu știu, ori au fost hrăniți cu frigărui și adăpați cu beric, deja sunt de altă părere sau nici nu se dau cu părere, da? Și doar câțiva au rămas așa mai... Republica Moldova e stat de drept, nu-i Transnistria, nu-i Belarus, nu-i Federația Rusă, insistați pe cale legală, pașnic și hotărât. Ținem legătura și apărați-vă. Eu cred, din ce îmi spuneți dumneavoastră, că aveți dreptul și aveți dreptate. Vă mulțumesc mult, dar cum să facem ca să fie o adunare, ca lumea să înțeleagă că noi nu am furat nimic, că noi nu suntem oameni răi, da? Noi nu cătăm de treburile noastre, mergem între... Împrumutați un megafon și imediat o să iasă toți la adunare când se audă cu megafonul. Sau un țuruiac, că e 5 lei. Nu trebuie împrumutat. Cumpărați un țuruiac și faceți un zgomot până când o să iasă toți să vă asculte de ce faceți zgomot. Și o să le spuneți, oameni buni, ia uitați-vă, sunteți duși de nas de o uzurpatoare, de o impostoare. Până la urmă, când am fost și m-am aflat, m-am interesat despre gardul ăsta la primărie, ultima informație este următoarea. Administratoarea dată și asta lămurește toate lucrurile și le pune pe colețe. Administratoarea dată, persoana care eu pot să-mi permit să o critic astfel și să-i dau critica asta, opinia mea personală, este o femeie degradată, este o femeie incultă, absolut incultă. Hai să nu discutăm personalitatea ei, ci faptele. Și din fapte ce mi-a spus dumneavoastră până acum, asta e descalificant și penal. Ce face ea până acum e penal, trebuie să se ocupe de ea procuratura, poliția, inspecția de construcții, primăria și tot așa. Întotdeauna am... Nu mă interesează cât de morală, cât de decăzută e. Ca să înțelegi de ce spun asta, ca persoana dată se balotează la o consilier în Man, n-am mai Man, mi se pare ceva așa. În partidul lui Ivan Ceban. A, mișto, păi am presupus eu că la cât trecere are o să candidez și mă așteptam să fie la Șor, dar pentru că partidul lui Șor a fost desființat, iată, aterizează la partidul lui Ivan Ceban. Felicitări! Haideți să-i facem o publicitate încât să o voteze numai Ivan Ceban cu mama lui și cu colegii ei de joacă pe toloacă. Să nu obțină nicio funcție și să intre la răcoare, dacă e adevărat ce îmi spuneți dumneavoastră. Mulțumesc pentru mărturie, vorbim de 43 de minute, nu cred că o să aibă multă lume răbdare să privească atâta, dar ținem legătura și neapărat să-mi povestiți cum evoluează lucrurile. Eu sper să evolueze pe cale legală, pașnică, legală și spre răcoare pentru ea. Vă mulțumesc mult! La revedere! Seară bună!